Pentru că odată cu încălzirea vremii și dispariția poleiului de pe șosele, șoferii obișnuiesc să crească viteza de deplasare, polițiștii au scos în trafic toate radarele din dotare pe sectoarele de drum cu risc crescut de producere a accidentelor rutiere. Echipajele de poliție se vor afla pe traseu pe tot parcursul zilei, în intervalul orar 6:22. Acțiunea a fost demarată, având în vedere faptul că în ultima perioadă au crescut numărul accidentelor grave și consecințele acestora. Odată cu venirea primăverii, zăpada de pe carosabil și gheața au dispărut și automat au crescut și vitezele de deplasare, având în vedere carosabilul uscat. Acțiuni pentru depistarea șoferilor care circulă cu viteză excesivă au avut loc și la sfârșitul săptămânii trecute, fiind aplicate 95 de sancțiuni. Alte acțiuni au avut ca tematică alcoolul la volan, caz în care rezultatele au fost îmbucurătoare. Am desfășurat acțiuni și la sfârșitul săptămânii trecute. Sâmbătă am avut o acțiune pe linia combaterii consumului de băuturi alcoolice. Ce este îmbucurător este faptul că la acțiune, participând 27 de polițiști rutieri, au fost efectuate circa 800 de testări cu aparate electrotest și au fost constatate doar două cazuri în care conducătorii auto conduceau sub influența băuturilor alcoolice. Până la sfârșitul săptămânii, radare se vor afla în zona Piatra Neamț-Costișa, pe DN15D pe sectorul Girov-Burgău-Andulcești, pe E85 în zona Horia-Săbăoani și pe DN15C pe sectorul Bălțătești-Agapia-Târgu Neamț.